Salut, eu sunt Mihai și bine v-am găsit la un nou episod de GTA 3. Și e una dintre cele mai enervante misiuni la ora actuală, după ce într-un episod precedent am câștigat o cursă de checkpoint cu checkpointuri, iar apoi am omorât niște Diablos. Hai să închidem radioul pentru ca să nu ne luăm copyright și să ne continuăm misiunea. Și, țin să menționez, îmi cer scuze dacă mă bâlbâi un pic sau dacă m-am bâlbâit. Bun, cred că o să mergem în St. Mark's. Acum, Doamne ferește-mă să nu ne imerească un shotgun.
A, da, să luăm niște viață. Bun. A luat viață. Nu știu ce bug stupid are jocul ăsta, dar când am vrut să fac misiunea asta, ei bine, a apropiat așa de rapid încât mi-a scăzut din nivelul de viață. Exact acum, cum face cu armura. Nu știu de la ce mi se întâmplă bugul ăsta. Pe bune! Hepburn Heights, da, o să ne întoarcem mai târziu în Hepburn. Acum ne vom duce să ieșim de aici. Oh, firai.
Iar și mi-a făcut asta. Hai să închidem radio-ul. Sper să nu mi se întâmple să îndeși și crash jocul, dar ar exista și posibilitatea asta. Bun, Red Light Districts. Ok, then a rezolvat-o și pe asta. Acum, hai să ne cărăm de aici.
Acum o să ne ducem la Emunation și o să vă zic pe scurt ce s-a întâmplat și cu canalul de Vimeo. E bine, de când am postat tutorialul aici, ne-au închis ăștia de la Vimeo canalul. Canalul de Vimeo, nu canalul ăsta de YouTube. Altfel spus, n-am ce face, nu mai pot pune tutorialul pe altă platformă, că iarăși o să mi-l închidă. Așa că decât să-l mai pun încă o dată, ei bine, m-am gândit că nu. YouTube spune că încalc termenii și condițiile, Vimeo mi-a închis, deci cam cauzează probleme tutorialele astea. Și așa... Și așa lumea nu e corectă. Bun, hai să ne luăm armură și stoc nou de armament. Iar acum hai să mergem la următoarea misiune și cred că probabil e ultima din acest episod. Frate. Trage bine jocul. Să văd. Pare de la audio. Fiind și precauți că poate cine și e o capcană. Bedford Points. Da. Cât mai avem? Acum vine partea și mai nasoală. Catalina, ne-a întins o cursă.
aici. E o capcană marca Catalina. Știu cum voi proceda. Ei bine, voi trage în dube. Once more. Din câte ar trebui să știu, sunt 4 la număr. Cea mai bună aterizare, dar... Unde e o mașină disponibilă? Uite una. Ok, let's get out of here. Acum hai să o tulim de aici. Misiune rezolvată. Acum hai să ne întoarcem acasă și să salvăm misiunea. Dar până atunci... Cam atât cu acest episod de GTA 3. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să dați un subscribe dacă n-ați făcut-o deja, să dați și un share să vadă și prietenii și de asemenea nu uitați să apăsați și pe clopoțel pentru a primi notificări atunci când va ieși un nou videoclip pe acest canal. Și până sâmbătă vă salut, ciao!